Încă din timpul atestării sale documentare, în vremea domniei lui Alexandru cel Bun, 1408, Iașul a fost considerat una dintre cele mai importante așezări ale țării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viață românească. Trebuie remarcat faptul că în Iași s-a înființat prima formă de învățământ universitar modern din România, Academia Mihăileană, primul teatru național românesc, primul muzeu de istorie naturală. Tot aici a luat naștere prima grădină botanică, primul muzeu memorial, ca lui Ion Creangă în 1918, primul teatru evreiesc din lume, înființat de Avram Goldfaden. Clădirile și locurile istorice ale Iașului reprezintă apel la memorie și păstrarea identității istorice a cetățenilor orașului. Tocmai de aceea, punerea acestora în valoare și prezentarea lor către marele public, este o datorie de onoare pe care primăria municipiului Iași și-a asumat-o ca atare. Așa s-au realizat proiecte precum reabilitarea pieții Unirii, a zonei Lăpușneanu sau a casei Burchizmău, în care va funcționa Muzeul Municipal Iași. Restaurarea mănăstirilor Trei Ierarhi și Golia, a Teatrului Național, a casei Balș sau a Palatului Culturii subliniază eforturile de punere în valoare a trecutului cultural și spiritului ieșean. În completarea tuturor acestor demersuri, Muzeul Municipal Iași își propune să prezinte istoria, tradițiile și cultura orașului. Astfel, Iașul va redobândi nu numai o clădire de patrimoniu, ci și una din vechile instituții ale municipiului. Clădirea a fost construită în jurul anului 1800 și a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului. Destinația construcției a fost cea de locuință civilă, realizată în stil neoclasic. La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost proprietatea familiei Burkiz-Mau. În 1920 a trecut în proprietatea jandarmeriei. După al doilea război mondial, clădirea a fost modificată și a găzduit diferite instituții ale statului și chiar unități de producție, iar două decenii mai târziu în clădirea a funcționat Institutul de Surdomuți. În 1920 este înființată Societatea Istorico-Arheologică Muzeul Orașului Iași, care va începe să funcționeze într-o clădire din Curtea Mănăstirii Golia. Timp de peste 10 ani, istorici și oameni de cultură ieșeni reușesc să strângă un patrimoniu impresionant. Instituția a apărut în vremea primarului N.C. Negruții, când s-a considerat că Iașul ar avea nevoie de un nou așezământ cultural, un muzeu municipal. Cel care a pus bazele muzeului a fost Gheorghe Ghibănescu, istoric, genealogist și filolog român, membru corespondent al Academiei Române. Acesta a formulat o cerere către președintele Comisiei Interimare, M. Negruții, în ziua de 13 septembrie 1920, prin care propune înființarea unui muzeu municipal, care să cuprindă în el tot ce interesează Iași și, prin el, Moldova întreagă. Consiliul local și a dat acordul prin decizia 202 din 24 septembrie 1920. Patrimoniul muzeului, inițial constituit doar din ceea ce s-a putut recupera din vechile colecții ale Academiei Mihăilene, ale cabinetului de istorie naturală de pe lângă Societatea de medici naturaliști, la care se adaugă donațiile succesive ale primăriei, avea cu vremea să cuprindă o serie de valori de importanță națională. În cadrul muzeului vor fi reunite arhiva primăriei de la începuturile sale din 1832, o colecție impresionantă de monede, acte, tablouri, dar și obiecte din colecții personale. Din martie 1921 avea să fie publicat și primul număr din buletinul Muzeului Municipal Iași, Ioan Neculce. Proiectul cu finanțare europeană accesat de Municipalitatea Ieșeană presupune consolidarea și restaurarea clădirii de patrimoniu de pe strada Zmeu numărul 3. Imobilul este destinat înființării și funcționării Muzeului Municipal Iași, instituție a cărei menire este promovarea și redescoperirea istoriei vechiului oraș. Proiectul Consolidare și Restaurare Imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași face parte din programul Municipalității de accesare a fondurilor europene, fiind finalizat prin POR AXA 1. Documentația a fost depusă spre evaluare în ianuarie 2012 și, după depășirea tuturor procedurilor, contractul de finanțare a fost semnat în luna februarie 2013. Lucrările efective de restaurare au început în aprilie 2014, având o valoare de aproximativ 12,5 milioane lei. Prin intermediul proiectului se desfășoară lucrări de consolidare a structurii și de restaurare a clădirii pe o suprafață desfășurată, etaj și parter de peste 1000 de metri pătrați. Prin aceste lucrări se urmărește refuncționalizarea spațiului în conformitate cu legislația specifică în vederea asigurării funcțiilor specifice muzeelor. Spații de expunere cu vitrine, 45 la număr, amenajare sală multimedia și instalații audio pentru vizitatori, sistem de proiecție, server wireless, sistem audio, etc. Sistem date-voce, info pentru exterior, touchscreen-uri de interior, spații de depozitare pentru exponate, birouri, cabină-pază, spații sanitare, alte anexe, inclusiv locuri de parcare pentru vizitatori. Proiectul de restaurare și consolidare este urmat în mod natural de un proiect de amenajare muzeală în baza unui concept dezvoltat de Municipalitatea Ieșeană prin consultări cu specialiști în domeniu, universitari, muzeografi, specialiști în patrimoniu. Astfel, Muzeul Municipal Iași va îmbina formele clasice de prezentare cu cele moderne, dinamice, care vor permite o accesibilitate crescută pentru public. Circuitul muzeal cuprinde și podul clădirii, refuncționalizat pentru a fi gazda unor manifestări științifice, a unor expoziții temporare cu adresabilitate largă, dar și pentru a oferi vizitatorului perspectiva trecerii timpului, a îmbinării între vechiul atrăgător al lemnului prelucrat în secolul al XIX-lea, pe care sunt încă vizibile urmele bardelor cu care a fost cioplit manual, și modernul secolului al XXI-lea, marcat de sisteme automate și lumini reglabile. Muzeul municipal Iași nu este doar un simplu spațiu de prezentare și vizitare. Ansamblul exterior-interior va oferi publicului atât o călătorie în timp prin Iașul istoric, cât și o perspectivă asupra trecutului recent și a contemporaneității. Un muzeu al comunității, un recurs firesc la memoria zidurilor și a oamenilor cetății ieșene.